Și vă spuneam puțin mai devreme, potrivit informațiilor de ultim moment venite din partea armatei israeliene, că Iranul a lansat noaptea trecută în acest atac fără precedent peste 300 de drone uh, și de rachete. Haideți să vedem uh, ce capacități de atac are în acest moment uh, Iranul. Avem uh, în primul rând uh, rachetele Zolfagar, care sunt rachete cu rază scurtă de acțiune. Apoi vin... Uh, rachetele Cheam-1, care au o rază de acțiune cuprinsă între 700 și 800 de kilometri. De asemenea, sunt rachete cu rază scurtă de acțiune. Vedem aici, în stânga imaginii, harta și aria, suprafața pe care ele pot acționa. Avem apoi rachetele Shahab-3 și Sejil care sunt rachete cu rază medie de acțiune. Acestea ajung la distanțe cuprinse între 1300 de km și 2.000 de kilometri, sunt distanțele pe care aceste rachete le pot uh, uh, parcurge și dacă pleacă din Iran. Uh, 2000 de kilometri înseamnă că ajung până aproape de Grecia și chiar Libia, Serbia, ajung dincolo de teritoriul țării noastre, de asemenea în partea de vest. Apoi, cele mai periculoase dintre rachetele iraniene sunt rachetele Sumar, sunt rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, ele pot ajunge până la 3000 de kilometri de Bun, atacul a plecat uh, din uh, localitatea Kerman Shah uh, din Iran. Uh, acela a fost locul din care cele peste 300 de rachete și de drone uh, au fost lansate către Israel, vedem în imaginea următoare exact locurile din care Israelul a fost atacat noaptea trecută. Au venit așadar rachete și drone din Iran, am avut rachete lansate din Yemen, din Irak și din Siria, de asemenea și din Liban. Au fost lansate rachete către teritoriul israelian. Ce știm în acest moment din partea reprezentanților armatei israeliene este faptul că 99% dintre rachetele și dronele lansate din toate aceste zone către Israel au fost eliminate în afara spațiului aerian israelian. Foarte puține au picat pe teritoriul israelian fără să producă pagube imense. Avem aici și Câteva dintre zonele în care au fost alarme noaptea trecută, alarme legate de atacul aerian. Oamenii din aceste zone. Au, au fost sfătuiți să, să meargă să se adăpostească în buncăre. Vedem o imagine mai, mai mare și mai clară a zonelor din Israel care au fost țintite de atacul iranian de noaptea trecută. Avem câteva zone în partea de nord a Israelului, foarte aproape de Haifa, unde știm că este un aeroport extrem de important unul dintre obiectivele atacului iranian de noaptea trecută. În zona centrală a Israelului au fost câteva zone vizate și de asemenea zona de sud la sud de, de Tel Aviv, foarte, foarte multe zone. Din ce știm, în zona de sud a Israelului există o centrală nucleară extrem de importantă, cel mai probabil și aceasta a fost una dintre țintele vizate de atacul iranian. Bun, aceasta este o hartă cu presupusele ținte uh, ale Israelului în cazul unei contraofensive. Avem uh, câteva uh, locații importante din uh, Iran. Uh, cele mai mult, în cele mai multe dintre aceste locații, Iranul are uh, baze militare și, uh, bineînțeles, sunt locațiile din care au fost uh, lansate atacurile de noaptea trecută. Uh, deocamdată, uh, oficialii israelieni nu au anunțat cum vor răspunde, dacă vor răspunde. Am tot uh, citat discuția telefonică pe care premierul Benjamin Netanyahu a avut o seară cu uh, uh, președintele american, Joe Biden. Joe Biden... Uh a precizat faptul că statele unite care sunt un aliat important și au arătat ajutorul noaptea trecută au ajutat Israelul să distrugă rachetele și dronele lansate din Iran către Israel, dar statele unite nu vor susține un eventual contraatac israelian către Iran pentru că acest lucru ar duce evident la uh, escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu. Bun. Uh, de ce a avut uh, succes uh, apărarea israeliană? De ce 99% dintre rachetele, dintre cele peste 300 de rachete și drone uh, au fost uh, interceptate și distruse uh, de sistemul uh, de apărare al Israelului pentru că acest sistem este uh, un sistem integrat, este un fel de de apărare cu patru straturi, cu patru niveluri, uh, și uh, este format acest sistem de apărare antirachetă al Israelului din uh, sistemul RO2, RO3, uh, sistemul Davis Link și, bineînțeles, cel mai cunoscut dintre ele, Iron Dome. Haideți să, să le vedem uh, pe fiecare în parte. Uh, nivelul 1 al uh, sistemului de apărare antirachetă al uh, Israelului este uh, Iron Dome. Acest sistem interceptează rachete cu rază scurtă de acțiune sol-sol cel mai de jos nivel al întregului sistem de apărare antirachetă al Israelului. Sistemul Iron Dome este foarte cunoscut pentru că e un sistem inovator, este mobil, poate să apere statul împotriva rachetelor cu rază scurtă de acțiune, așadar sunt rachete care vin din zone apropiate de Israel, este capabil să gestioneze cu succes mai multe amenințări primite în același timp, atât din partea rachetelor cu rază scurtă de acțiune, cât și uh, din partea oavurilor. Haideți să vedem nivelul următor David Sling este al doilea nivel de apărare din sistemul integrat antirachetă pe care îl, îl are Israelul. Acest sistem David Sling interceptează rachete sol-sol cu rază medie și lungă de acțiune uh, și v-am arătat uh, puțin mai devreme uh, acele rachete uh, cu rază scurtă și uh, medie și lungă de acțiune pe care le are uh, Iranul și pe care le-a și folosit. Nivelul al treilea este sistemul de apărare Aero 2, Aero 2 interceptează rachete cu rază medie și lungă de acțiune, Este face parte deja din stratul superior iar pe nivelul 4 sistemul Aero 3 care interceptează rachete cu rază lungă de acțiune și s-a discutat aseară s-a pus problema că Iranul încearcă cumva să uh, facă sistemul Iron Dome să cedeze prin atacuri multiple, prin valuri de drone lansate unul după celălalt. Ei bine, acest lucru uh, nu s-a întâmplat tocmai pentru că Israelul are acest sistem integrat, uh, această matrice de apărare antiaeriană și explica colegul nostru Radu Tudor în intervențiile sale de aseară, uh, faptul că uh, este, Israelul este apărat pe, pe mai multe, pe mai multe administratori Așa că oricât de, de atacat ar fi Israelul în valori din partea vecinilor, sistemul de apărare antirachetă al Israelului va face față cu Brio și avem, iată, informația anunțată de IDF în urmă cu foarte puțin timp, 99% dintre cele peste 300 de rachete și drone kamikaze care au fost lansate către Israel au fost distruse și cele mai multe dintre ele în afara spațiului aerian al Israelului